Astăzi, din păcate, avem un record, sau un antirecord, aș spune, de 161 de cazuri confirmate din 681 de probe. Deci 161 de cazuri noi din 681 probe prelevate. Eu vreau să o rog pe doamna ministru să vină cu informația despre statistica ultimor 24 de ore. Eu vreau doar să spun că astăzi s-au petrecut cele mai multe probe de la începutul acestei epidemii. Doamna ministru, vă rog. Într-adevăr, astăzi au fost procesate 510 probe, cele mai multe probe de când s-a declanșat situația epidemiologică sub aspectul infecției COVID-19 în Republica Moldova.